Bună ziua și bine v-am regăsit la Național TV, la Miezul Problemei. Sunt Denis Ciulinar. Astăzi vorbim din nou despre educație, un subiect întotdeauna interesant și important. Alături de noi se află doamna Florentina Caspar, profesor și director de liceu în capitală. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem din nou împreună. Cu mare plăcere. Domnul Răzvan Orășanu, analist economic. Bună ziua, domnule Orășanu. Bună ziua, mulțumesc. Și domnul profesor Mircea Coșă, invitat permanent Miezul Problemei. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua. Cu o mică observație, domnul Orășanu este și priceput în educație. Exact, a organizat conferințe și chiar de fel de acțiuni, exact. Așa încât prezența domnului sale aici nu e numai ca analist economic. Putem să discutăm și asta. Dar deocamdată să discutăm de... Dar întotdeauna educație. Învățământul a fost conexat, legat de peisajul economic mai devreme sau mai târziu. Poate că asta e și problema, da. Nu, domn profesor, pe care o traversăm acum, că nu reușim să cuplăm sistemul de învățământ la economia românească, nu? Ar putea fi o explicație. Bun, haideți să vedem. Doamna Gaspar, suntem într-o perioadă cu testări, cu examene importante pentru elevi. Da, suntem într-o perioadă aglomerată, ca să spun așa, pentru că, mă rog, se încheie încă un an școlar și, ca de obicei, este și o încărcătură emoțională deosebită, pentru că, mă rog, de fiecare dată când încheiem un an școlar ne mai bucurăm că vine o vacanță. Dar în același timp este și momentul în care pentru elevii claselor terminale se întâmplă examenele care evaluează activitatea desfășurată de noi ca profesori și cunoștințele pe care ei le-au dobândit în anii de școală. Așa că ne pregătim de evaluarea națională, de bacalaureat, de certificarea competențelor profesionale pentru elevii din învățământul profesional tehnic și... Ca întotdeauna, vara este fierbinte pentru că sunt două sesiuni de bacalaureat, două sesiuni de certificare a competențelor, examene de corigență, de situații neîncheiate pentru copiii mai puțin pregătiți și tot așa. După ce vin rezultatele, notele de la aceste examene în presă, se produce așa o analiză? Da, este o explozie. Da. Domnul Orășanu, știu că ați organizat o conferință foarte interesantă. Ieri au fost și colegii noștri. Cum arată în 2019, acum, la început de vară, sistemul de învățământ? În primul rând, vreau să felicit postul dumneavoastră de televiziune, pentru că sunteți singurii, și fac aici o mărturisire în premieră, care în toți cei 5 ani când am ținut acest eveniment, Conferința Națională în domeniul educației, ați fost interesați de el, ceea ce arată totuși o anumită orientare. Mulțumim frumos. Există editori TV, nu o să le dau numele și nu o să le spun nici posturile de televiziune, care îmi spun, citat, cel mai prost rating îl facem cu spitalele și cu școlile, când discutăm de subiectele astea două. Și zic, dom'le, dar cum chiar așa, pentru că sunt atât de importante și sunt niște probleme enorme, dar sigur că există și o doză a noastră de interes limitată, probabil pentru că oamenii nu mai vor să vadă vorbărie goală și aceleași povești discutate și răzdiscutate și vor să țintească niște probleme concrete. Vedeți, dumneavoastră, noi am avut așa un tavan care era să cadă în capul a 100 de elevi la școala 114 în București. Am avut câțiva copii morți în Haznale, în școlile din România, în timp ce ei erau în timpul orelor. În timpul orelor sau mai mult sau mai puțin școlar. În grija unei unități școlare statului, din acest sistem. Statului, până la da? Da. Avem cel puțin 40 de școli care anul trecut au dat 0 absolvenți la bacalaureat. 0. Deci, avem niște elemente care ne îndeamnă să ne uităm cu atenție în oglindă. Mai vin testele PISA peste noi și înțeleg că sunt niște minți ori înfierbântate, ori încețoșate prin minister, care n-au vrut să plătească acele taxe către OECD ca să se poată face în continuare măsurătorile PISA, că au zis, domne, nu ne interesează PISA nu e relevant pentru România. Deci avem niște
parametrii de la care pornim și de aici trebuie pornită discuția. Plus, să știți ceva, concluzia pe care am făcut-o făcând o radiografie cu peste 700 de profesori în toată țara a curiculei de liceu a fost că această curiculă nu se bazează pe niciun fel de valoare morală care este transversală și se poate discerne în predarea, în tot ceea ce înseamnă materii. Pentru că dacă nu avem o predare bazată pe valori și o școală bazată pe valori, cinste, dacă nu avem cinste, ne încalecă ăștia cu copy-paste, plagiatorii și așa mai departe. Dacă nu avem respect față de adevăr, vedeți că, din fericire, nu pe postul dumneavoastră de televiziune, dar pe altele abundă. Horoscop, chiromanție, tot felul de futurologi și așa mai departe. E loc sub soare. Păi da, dar problema e când lucrurile devin dominante într-un sens. O societate cum progresează? Da. Așa. Plus, la urma urmei, nu avem o valoare foarte importantă, care înseamnă echilibru emoțional și capacitate de autoapreciere corectă, atât la nivel individual, cât și la nivel de sistem. Discuțiile pe marginea educației se poartă în două chei care sunt absolut contradictorii. Deci când nu avem cei mai buni olimpici și cei mai tari matematicieni și nu avem cele mai bune rezultate la nu știu care balcaniadă de matematică și nu suntem cei mai grozavi și nu găsim vreo doi americani care vin să învețe de pe la vreo școală două din România, când nu suntem la antipodul ăsta, suntem în cealaltă extremă. Suntem cei mai catastrofali, trebuie să emigrăm cu toții, școala nu mai are viitor, să... Vedeți, eu aici o niciodată incapacitate, niciodată mijlocul. E o incapacitate cronică de a ne autoevalua. Ori să știți ceva, la toate problemele pe care educația le are astăzi în România, există soluțiile deja care se întâmplă uneori într-o mică școală din Suceava, alteori, uite, avem de la piciorul dealului de la Cluj, făcut a doua școală Cambridge din lume. Lumea nu prea știe de lucrurile astea. Deci avem un program de educație informală și de educație de antreprenoriat social care e exportat în 14 țări. Da, avem niște succese mărunte și niște insule de excelență. Lângă multe probleme. Dar avem și un noian de probleme din care trebuie să ieșim cu ajutorul acestor oameni care au produs școli de renume și proiecte de succes. Da. Doamna Gaspar, știu că au fost probleme, așa spune lumea, cu broșurile pentru scrierea la liceu. Există niște întârzieri? Da, au existat nu neapărat niște întârzieri, pentru că nu era un termen limită scris undeva, dar era, să zic, o cutumă, în sensul că la 1 iunie de obicei aveam broșura. Anul acesta, e adevărat, am avut-o ceva mai târziu. Dar nu cred că până la urmă asta este problema. Cred că problema neapariției broșurii este un punct foarte real despre care ar trebui să vorbim și care, dacă ar fi înțeles așa cum ar trebui, lucrurile ar sta cu totul altfel, pentru că toți ne dorim învățământ profesional, tehnic, dual. Se discută foarte mult despre învățământul dual. Dar până la urmă, în momentul în care dorim să facem lucrul acesta sau îndreptăm căruța spre drumul ăsta, începe așa o mare agitație din partea tuturor, și sindicate, și cadre didactice, și părinți, și societate. Mai ales din partea părinților, știu că au fost foarte multe plângeri în sensul ăsta. Și atunci nu mai putem să rezolvăm absolut nimic, pentru că până la urmă suntem de acord absolut toți cei care ne adunăm să stăm de vorbă că este nevoie de învățământ profesional, tehnic și dual, dar cum să îl facem, nu, dacă se poate să-l facem funcțional și dacă s-ar putea să nu-l facă copiii noștri, atunci e foarte bun. Dacă este vorba că se aplică propriilor copii, atunci evident că nu mai este bun. Iar anul acesta, din ce am înțeles, nu este o informație, cum să spun, este până la urmă o percepție a mea, nu vreau să dau aici informații oficiale pentru că nu le am, cumva s-a ajuns la această concluzie, și anume că procentul de promovabilitate la evaluarea națională este în jur de, mă rog, național e în jur de 80% și el variază în fiecare
județ în parte. La București, de exemplu, am avut anul trecut un procent de aproape 80 sau peste, puțin peste 86%, și atunci s-a ajuns la concluzia că acel procent al elevilor care nu reușesc să adune media la evaluarea națională de 5 să se îndrepte spre învățământul profesional dual. Numai că, ce să vezi, după niște ani de zile în care am tot tăiat clase de învățământ tehnic profesional și ne-am dus cu toții către liceele teoretice, acum când vrem să facem treaba asta, de unde am putea să aducem aceste clase? Evident că aceste clase nu putem le lua din altă parte, pentru că de la învățământul tehnic ce să facem? Să facem clasa de liceu, să o transformăm în profesională, n-am realizat nimic. Acum ar trebui să le luăm de la liceele teoretice și bineînțeles că aici ne blocăm cu toții, pentru că, v-am spus, toate lucrurile sunt bune și frumoase până nu ni se aplică nouă. Când încep să ni se aplice nouă, ne blocăm. Și înțeleg că în momentul acesta există acest procent de 15% în București de clase de învățământ profesional și profesional dual, față de un 7% cât existau până acum, dar să vedem dacă, pentru că acest procent s-a aplicat absolvenților de clasa 8-a, la care am inclus pe cei care vin de obicei în București, mai sunt vreo 2500 de elevi, 3000 care vin din jurul Bucureștiului. Da. Numai că trebuie să ținem cont de un alt aspect, și anume de abandonul școlar. E un procent în creștere când discutăm despre abandonul școlar? Depinde cum îl definim. Știți că dacă ne apucăm să-l definim așa, prin comparație cu anii trecuți, spre exemplu. Îl definim cum scrie în lege că de 3 ani n-ai venit la școală și abia atunci ești în abandon școlar, atunci pot să spun că e stagnează. Dacă este adevăratul fenomen de abandon școlar, și anume faptul că sunt copii care renunță la școală pe parcursul anului școlar, mulți din ei datorită problemelor materiale, sociale pe care le au, atunci eu cred că este într-o creștere continuă de foarte mult timp. Din păcate. Domnule profesor, învățământ dual, un concept pe care l-am tot discutat, l-am întors pe toate părțile, pare totuși greu de aplicat. Noi l-am discutat și am avut foarte multe clarificări și am fost foarte mulțumit atunci, dacă vă aduceți aminte, când doamna directoare ne spunea care era stadiul atunci, la ultima emisiune când ne-am întâlnit. Acum, parcă sunt mai puțin încurajat ca atunci, pentru că, într-adevăr, ăsta este un principiu de viață în România. Legea e foarte bună, dar nu pentru mine. De ce copilul meu să nu fie inginer când el, săracul, nu știe nici să scrie? E greu asta, pentru că există o mentalitate. Înainte, meseria era brățară de aur. Acum, meseria este rușinoasă câteodată când o faci. Salut, deși nu e cazul, un spot publicitar la televiziune care merge pe direcția asta și e destul de inspirat, trebuie să faci o meserie, trebuie să faci ceva în viață. Însă eu am altă problemă și asta o discut mai de mult. Ca de tavan, așa este. Avem fel de probleme cu haznala și cu nu știu mai, cu haznalele. Dar care este nivelul care noi îl impunem de pregătire la actuala etapă a dezvoltării societății interne și internaționale a diferitelor stadii de pregătire? Orizontul de pregătire. Eu am auzit prima oară acest concept la un ministru care se chema Mircea Miclea, care spunea, până la clasa a patra trebuie să avem asta, la așa. Era un principiu care e luat de la americani. După asta am citit și am văzut că americanii au o regulă foarte simplă. În primul ciclu trebuie să știi trei lucruri. Trebuie să socotești, trebuie să scrii și trebuie să știi Constituția americană. Ce drepturi, ce obligații ai, mai ales ce obligații. Până unde mergem noi? Pentru că eu am o experiență acum, ca doamna directoare, zic, să nu mi se întâmple mie, știți? Mie mi s-a întâmplat. Nepotul meu, care e în clasa 7-a, are de învățat niște lucruri care nu știu la ce va folosi vreodată în viață. Niște lucruri extrem de complicate, de îmbâxite, așa, ca noțiuni, ca o adunătură de lucruri care se adaugă mental. Când el are calculatoare, are tot ce vreți, el trebuie să învețe definiții, formule, fel de lucruri care nu vor fi aplicate niciodată. Eu v-am spus odată, anecdotic, că am avut o discuție când eram și eu elev în secolul trecut, făceam un liceu literar și trebuia să învăț funcțiile trigonometrice pe din afară. Și am întrebat profesorul, la ce îmi folosesc mie astea? Uite, a trecut atâta vârstă cât pe o am și nu m-a întrebat nimeni dacă le știu.
Aștept și eu cineva, poate dumneavoastră mă întoarce dacă le știu. Nu le mai știu, le-am uitat. Orizontul ăsta când se va stabili? Pentru că de asta ține până la urmă și o anumită selecție. Pentru că îți dai seama până la urmă fiecare ce obiective are. Ar trebui, pe de altă parte, copiii care sunt neajutorați material, să ne întoarcem la epoca HD-ul. El a avut un program, îi lua de la țară și îi trimitea pe gratis la școală. Acolo sunt copii foarte dotați, ei pierd pentru că nu pot. Ei încă sunt trimiși cu vacile pe câmp de la o anumită vârstă. Încă avem atâtea noutăți în fiecare zi de copii ca de la 12-13 ani muncesc. Asta nu mai ține de educație, e o politică generală a statului care trebuie să aibă grijă de... Pentru că, și aici mă întorc la ceea ce domnul Orășanu și cu mine suntem economiști, România nu va putea să progreseze în viitor dacă nu va pune mare accent pe factorul inteligență și pregătire. Din punctul meu de vedere, sigur că nu o să le placă multora, prioritatea numărul unu a României azi, mai mare decât autostrăzile, este sistemul educațional. Uite cum a sărit Finlanda în 10 ani, pentru că a pus accentul pe așa ceva. A avut o politică de asta, coerentă pe... Coerentă și foarte susținută, exact. Pentru că ne întoarcem la lucrul ăsta, susținerea. Cine susține? Părinții nu pot. Școala este și acum este. Trebuie un program care să finanțeze în permanență, nu la nivelul la care ne-am propus noi, că nu o să putem. Dar oricum să crească în permanență, nu neapărat... Nu neapărat partea financiară pentru construcții și așa, ci financiară pentru elaborarea unui proiect. Trebuie luat specialiști, trebuie puși și să muncească și să facă un lucru coerent. Noi avem un program, se cheamă România Educată, care s-a făcut sub președinția domnului președinte Iohannis, care este un document foarte frumos de citit. Dar greu de aplicat. E un document literar. Dar aplicabilitatea... Mai mult o filosofie. Da, e o aplicabilitate care cu greu se poate întrevedea. Deci dacă s-ar pune accentul pe ce vrem noi până la urmă să facem. No. Vrem să eliminăm analfabetismul, vrem să avem oameni care înțeleg ce citesc sau vrem să avem oameni care se descurcă în lumea asta. Pentru că lumea se schimbă foarte rapid. Domnule Orășanu, cine ar trebui să aleagă, spre exemplu, în cazul unui copil care, nu știu, să spunem așa, după toate semnele, ar trebui să se îndrepte spre o meserie? Părintele sau copilul? E o întrebare care îmi vine în minte. Ar trebui să aleagă copilul, dar în cunoștință de cauză și informat. După ce are capacitatea să-și încerce mâna, practic, la lucrul respectiv. Întrebarea pe care mi-o puneți o traduc la nivelul unui liceu pe care l-am vizitat acum vreun an, liceul Auto din Craiova. Așa. Acolo realitatea arată cu totul alta decât o discutăm noi aici. Acolo este o adevărată performanță că de la 12 la 18% s-a ajuns la să treacă la bacalaureat, dar se mai întâmplă un lucru interesant. Ei acolo sunt lângă platforma industrială de lângă ei și există companii care investesc zeci de mii de euro, că vorbea domnul Coșa de legătura dintre școală și... Mediu privat. Și economie. Da, și economie. Și aceste firme investesc zeci de mii de euro ca să doteze cu bancuri performante de lucru liceul respectiv. Orizontul unor elevi cu care am avut ocazia să schimb impresii și idei este unul de a pleca la frații lor în Spania, de a se nevoi cu niște slujbe pe aici, pe acolo, în cele trei săli de clasă în care am intrat, doar două persoane din cele trei clase citise în anul anterior o carte și orice fel de carte. Da? Deci discutăm de niște probleme care sunt reale. Și societatea nu știe în momentul de față ce să ceară școlii românești. Nu-i trasează niște direcții principale. Niște direcții. Da. Profesorii, în general, ar vrea, dacă se poate, și asta îmi pare rău să o spun, să nu se supere pe mine unii dintre ei, dar cred că e o idee care aparține secolului trecut. Vin profesori la mine și îmi spun, zice, ăștia, și se referă la elevii lor, nu învață nici jumătate din lucrurile pe care eu le-am învățat cât am fost în școală.
dragi profesori, dragi părinți, nu mai e important cât înveți, e important cum înveți, cum știi să găsești informația. Un simplu telefon mobil are oferă accesul la... mai multă cunoaștere decât vei putea vreodată magazina în creier. Acum devine important să selectezi informația, să o găsești, să o rezumi, să o înțelegi, să o folosești în mod util și așa mai departe. Ne întoarcem după pauză. Rămâneți alături de noi. Național TV, miezul problemei, am revenit alături de dumneavoastră. Astăzi e o discuție interesantă despre educație. Dacă ați deschis televizorul mai târziu, alături de noi doamna Florentina Gaspar, profesor și director de liceu, domnul Răzvan Orășanu, analist economic și un cunoscător al fenomenului educației în România, cu multe conferințe organizate, așa cum spunem și în prima parte, și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent alături de noi. Am o informație, ministrul educației Caterina Andronescu preciza zilele trecute la Parlament, apropo de ce discutam mai devreme, că prin măsurile luate în acest an în sensul suplimentării numărului de clase de la școlile profesionale, se încearcă evitarea situației prin care clasele de liceu ajung să se completeze cu elevi care au obținut în evaluări note între 2 și 3, ce spuneți. Era exact ce spuneam la început, adică de la început să se regleze numărul de clase de liceu și de profesională, uitându-ne la procentul de promovabilitate de la evaluarea națională, ceea ce nu este rău, pentru că până la urmă, știți, trebuie să găsim un criteriu, dacă nu avem altele la îndemână, așa cum ar fi normal să fie, și anume o consiliere, un coaching, dacă doriți, care să îl însoțească pe elev de la clasa pregătitoare până la finalul clasei a 8-a, astfel încât copilul și părintele, în momentul în care finalizează învățământul gimnazial, să aibă încredere că acele sfaturi pe care le primește sunt alea care sunt bune pentru el și să meargă într-o direcție în felul acesta și nu avem la îndemână decât acest instrument al evaluării naționale, trebuie să ținem cont de el. Așa mi se pare corect, pentru că intrăm după aceea și suntem, nu intrăm, deci suntem de ani de zile în zona învățământului liceal, unde, așa cum spunea domnul Orășanu mai devreme, sunt multe unități școlare, ați dat dumneavoastră un exemplu, că anul trecut au fost vreo 10, unde nu am avut zero promovabilitate la bacalaureat. Păi zero promovabilitate la bacalaureat vine tocmai de aici, pentru că acești copii care au note până în 5 la evaluarea națională, intră la liceu. Clar, nu au capacitatea să promoveze examenul maturității. Deci de aici, aici ne învârtim, ne tot învârtim și trebuie să recunoaștem cu toții că fiecare și are locul lui în lume până la urmă. Adică o evaluare care arată într-un anume fel, și anume că avem copii sub 5 și copii extraordinari pentru care facem foarte multe lucruri de la 9-50 în sus, există oriunde în lumea aceasta. Adică este curba lui Gauss. Avem și foarte buni și mai puțin buni și avem și partea de mijloc. Noi în învățământul românesc, am spus-o întotdeauna și continui să o spun, ne-am concentrat, din păcate, doar pe partea de performanță. Deci aici ne-am uitat cu toții, în partea aceasta de după Revoluția din 89, sistemul nu s-a schimbat în profunzime și a rămas cu această mentalitate, și atunci ne uităm așa. Dacă nu vom schimba mentalitatea, dacă nu va exista un proiect, pentru că există România Educată, există Educația Ne Unește, probabil că mai există și alte proiecte, dacă nu vom încerca, așa cum la un moment dat s-a încercat un pact pe educație, și nu vom gândi cum arată România în următorii 10, 15, 20 de ani, noi ca și cadre didactice și ca și profesori și ca și părinți, practic nu avem ce să facem. Deci trebuie să existe o viziune de țară. Ce vrem să facem? Învățământul profesional și tehnic. Bun. Vin copiii la mine la școală sau la școlile tehnice? Aveți clase de învățământ? Da. În momentul ăsta am 7, anul viitor să sperăm că vor fi încă 5 realizate și vom reuși. Cum arată lucrurile așa din teren privite? Deci în momentul ăsta am 4 clase de mecanic auto, tinichigiu auto și 3 clase de ospătar, chelner, vânzător în unitățile de alimentație publică. Vedeți? E o clasă, o denumire. Deci este și ospătar, și chelner, și vânzător. Adică
dacă este să ne aplecăm cu atenție, practic ar trebui să avem trei clase diferite sau da. trei specializări diferite da. Sau cumva să le, dacă ești și chelner, să știi că poți să fii și vânzător, o chestie de genul ăsta, pentru că deci sunt foarte multe lucruri de făcut dacă ne aplecăm asupra acestui domeniu. Există o autoritate pentru învățământul dual înființată de curând în România care se ocupă de lucrul acesta. În București am văzut că există un sector în care se face o propagandă foarte mare, folosesc un termen vechi, îmi cer scuze, se face un... ziceți, se face marketing, se face... Ziceți de sectorul 3 sau de, da, mă da, înșeliu? Da, promovare, da. Promovare așa. Foarte mare a învățământului profesional dual mai ales. Un lucru foarte bun, dar vedeți, exact cum ați spus, sunt insule, sunt oaze. Haideți să facem la nivel mare și atunci haideți să facem la nivel mare cum? Avem nevoie sau nu avem nevoie de învățământul ăsta cum profesional? Păi dacă avem nevoie de învățământul profesional, atunci trebuie să... găsim soluția ca împreună cu firmele să reușim acest lucru. Pentru că degeaba eu fac la mine la școală, am 5 clase, termină 5 clase și din astea 5 clase, hai să zicem 100 de mecanici auto, se angajează 10. Statul a pierdut. Firma privată n-a câștigat. Haideți să găsim cumva soluția. Și eu cred că se poate găsi atâta timp cât ne așezăm la masă fără orgolii și încercăm să o căutăm. Este un început. Nu vreau să se supere nimeni pe mine. Este un început mult mai agresiv decât alte dăți, că au mai fost dorințe de a începe, decât alte dăți și să sperăm că în momentul acesta agenții economici care într-adevăr vin foarte mult către noi, către învățământul profesional și profesional dual, vor găsi și dumnealor capacitatea să găsească nu numai faptul că dau o bursă și că, mă rog, mergem în practică. Dar și investesc în acest învățământ. Dar să găsească, sau probabil împreună vom găsi mai târziu, poate e prea devreme la clasa 8-a, știu eu, poate era mai bine, așa cum se întâmplă în Germania, când terminăm liceul și mergem pe învățământul dual, care de fapt este învățământul post-liceal. Exact. Sau post-liceal de maestri. Poate e devreme, dar asta nu se poate decât cu timpul și decât dorindu-ne să facem acest lucru. Domnule Urășan, am auzit antreprenori implicați în acest concept al învățământului dual, având niște temeri și au spus așa, domnule, ok, suntem de acord, investim. Cum dădeați dumneavoastră exemplu cu acele clase de la liceu din Craiova? Investim, noi pregătim, finanțăm pregătirea acestor copii niște ani. Nu există o prevedere în legislație, ar fi și neconstituțional, am impresia, să-i forțăm cumva să rămână angajații noștri. Mulți antreprenori se tem de faptul că vor investi bani, timp și acești tineri, odată formați, vor pleca. Nu știu, poate să muncească în afara țării. E o temere justificată, nu, a antreprenorului care intră în jocul ăsta. Păi e o temere justificată, dar trebuie să spunem înainte de toate că la nivel de sistem, Ziarul Financiar a realizat o radiografie, cam 80% dintre cei care profesează în România, profesează în alt domeniu decât cel în care s-au pregătit. Că e liceu, liceu că dacă e au absolvit, da. Sau că e facultate. Când încă Transilvania nu avea o administrație românească, eram încă în Imperiul Austro-Ungar, prima școală de arte și meserii, sau una dintre primele din Transilvania, era colegiul Dr. Ion Rațiu din Turda, făcut de un înaintaș al celebrului om. Asta era una dintre primele școli în care românii puteau să meargă să-și obțină o meserie, în condițiile în care erau cetățeni de mâna a doua în vremea Imperiului Austro-Ungar. Vorbim de vremea dinainte de 1900. 18. Ei bine, școala aia care a stat cred că mai bine de 100 de ani, nu știu exact anii, în picioare, a fost închisă acum 2 ani. Nu cred. Da. Deci, vedeți, lipsa noastră nu doar de înțelegere la nivelul zilei de azi,
ci lipsa noastră de înțelegere la nivelul unui secol. Adică școala care de bine de rău, în toate guvernele, în toate epocile, în toate situațiile, prin război, prin comunism, prin tot, a reușit să rămână în picioare atâția ani, noi am închis-o acum de ani. Și puteți verifica informația. Vă dau aici. Motivul fiind? În premieră. Motivul fiind o incapacitate administrativă, au motivat că nu sunt 200 de elevi interesați sau ceva. Există 200 de elevi interesați și se puteau găsi, dacă nu existau decât 150, în mod cert se puteau găsi ceilalți 50. Deci, școala ne-a ținut, școala ardeleană ne-a creat ca idee, ca popor, după aceea toate școlile care au urmat, noi și ca națiune suntem produsul unor școli, că nu am apărut așa din spuma mării, au fost niște înaintași de-ai noștri care au avut, și o au avut o viziune și au creat curente, curentul național, curentul, orice vreți dumneavoastră. Da? Tot școala ne-a împins unde suntem acum, dar peste 15 ani, societatea românească va arăta cum arată școala azi. Și multe lucruri nu arată grozav. Asta trebuie să reținem. Și nu arată grozav pentru că, haide să spunem adevărul, nu s-a investit atât cât spunea Constituția României, și anume 6% din PIB. Nimeni nu este dornic să facă lucrul acesta și atunci ne vom tot învârti în jurul acestei probleme cu niște soluții paliative. Deci nu vom rezolva problema de fond. Se vorbea aici despre curriculum. Deci toată lumea este de acord că curriculum la orice nivel este ultra încărcat, supraîncărcat și că nu mai are legătură cu ceea ce cu generația de astăzi. Eu cred că, nu știu, trebuie să se mai nască un spiruharet odată și atunci poate că, nu numai la noi în țară, dar la nivel de lume, se va găsi acest sens al educației, pentru că eu cred că aceste frământări care există peste tot în lume. Învățământul nu mai este ăla care îl cunoșteam noi, ăla pe care l-am făcut noi, este altul. Dar în România, mult noi mai ca flexibil, și. Mai mai, suplu, da, mai, exact. Da. La noi în România nu suntem, adică noi ca și cadre didactice suntem deschiși unor provocări. Sunt destul de mulți colegi care pot face față cu brio în orice altfel de predare. Dar da. Vedeți, lucrul ăsta trebuie făcut la nivel foarte înalt. Deci trebuie să avem viziunea de țară, să avem strategia și noi venim să o aplicăm. Altfel rămâne ca eu, la liceul pe care îl conduc, să reușesc să fac 5 clase de învățământ profesional și tehnic, iar la, unde ați spus dumneavoastră, la Turda, liceul respectiv să se închidă. Pentru că, da. Și atunci punem aici, dispare acolo. Da, deci adică acolo probabil că nu a fost cineva care să aibă puterea să țină încă liceul ăla în viață. Așa cum aici noi, să știți că liceele profesionale și tehnice, dacă mai există în România, există pentru că au fost oameni care au luptat ca ele să existe și să rămână. Vorbeați de liceul de la Craiova. Domnul director de acolo este un om care a luptat, da, și care a reușit să mențină acel liceu și a găsit toate, a căutat soluții și a găsit soluții. Așa sunt peste tot. Și în București sunt licee tehnologice care nu mai există. Au zero la bacalaureat, da, nu vine nimeni la ele și tot așa. Deși bază materială există, deși poate nu mai e cea care era, dar poate nu mai avem nevoie de aia, ne-o trebuie una nouă. Deci avem, numai că, vedeți, asta este părerea pe care eu am mai spus-o și continui să o spun în Domnule continuare. Domnule profesor, mă întorc la ce spuneam mai devreme. Există această temere a mediului privat. Domnule, școlim pe banii noștri, ok, ne asumăm și rolul ăsta. Ce se întâmplă dacă tinerii, odată formați, cu meserie, pleacă? Exact cum spunea domnul Orășan. Se poate încheia un contract. Știu că nu. Încheia un contract, îi suportă toate cheltuielile de școlarizare, casă, masă și așa mai departe, cu obligația ca un număr de ani să lucreze în firmă.
Știți că treaba asta, se pare, avocații spun, nu e... Lăsați pe avocații. Aici e o chestiune de importanță majoră care ar trebui să fie rejudecată cumva și din punct de vedere juridic. Nu e vorba aici de libertatea limitarea forței de muncă, pentru că cel care investește pentru formarea forței de muncă are dreptul ca să o și folosească. Eu vreau să vă spun un lucru, că noi trebuie să privim educația și școala în general ca o rădăcină foarte puternică a neamului ăsta. Și a contribuit în mod permanent, chiar dacă noi n-am observat asta. Vreau să vă spun că eu am început școala într-o perioadă de rusificare. De rusificare. Eu învățam pe manuale traduse din limba rusă, istoria rămânerilor archisă de popor, în care eram un popor de slavi. Și tot ceea ce era în lumea asta era rusesc. Pe exemplu, până și sistemul de notare era, la 5. Da, da. Marile descoperiri din lume erau făcute, se spunea, concomitent. Lomonosov și Lavoisier. Radiou, Marconi și Popov. Tot ceea ce era, să zicem, tehnică superioară era rusesc, era Lysenko, era Makarenko, oameni care schimbau lumea asta. În momentul în care am scăpat de ocupația rusească, sovietică atunci, învățământul a făcut un efort pe care puțină lume l-a observat. S-a trecut la un învățământ de re-românizare. Aveam programe speciale de limba română, de istoria literaturii române, de istorie, de limba latină. Toate astea ne-au reeducat pe noi ăștia care am trecut printr-un chin, pentru că nu mai știam ce suntem, români sau ruși. Aveam câte 10 ore de limba rusă pe săptămână, nu altă limba străină. 10 ore? Da, 10 ore. Din clasa 1 până în clasa 4, sâmbătă scriam scrisoare tovarășului Stalin. Trebuia să facem o hârtie cu flori acolo sus, desenate frumos, și scriam: stimate tovarășe Stalin, mă numesc cu tare elev de Republica Socialistă România și vă raportez că am învățat bine săptămâna asta ca să devin un constructor important al socialismului, al comunismului, bla, bla, bla. Sigur că nu se trimiteau nicăieri, că se strângea undeva. Dar avea acest sentiment ca, virgulă, copil, că ești supervizat de marele tovară Stalin. Învățământul a făcut reeducarea asta. Nimeni nu vede că s-a schimbat. În 10 ani de zile, după plecarea rușilor din România, noi am redevenit cititori de literatură română. S-a publicat foarte mult. Din păcate, astăzi, copiii nu citesc. Se pare că Rebreanu e demodat, se pare că Sadoveanu nu mai are ce căuta. Nu mai vorbesc de poezia populară românească, de istorica cronicilor românești care trebuie învățate. Cum a început limba română, cum școala ardeleană ne-a făcut să scrim latinește, că altfel am scris slavonește. Da. Deci sunt lucruri extraordinare în crearea acestui popor pe care l-a făcut educația, întâi sub egida bisericii și apoi sub egida unor oameni de geniu. Speru Hareci, alții care au mai fost, pe care nu îi cităm acum, dar care au privit și regele Carol I, care au privit educația ca fiind un pilon al dezvoltării unei națiuni. Suntem în momentul, cum spunea doamna directoare, în care trebuie să avem un concept despre ce vrem, unde vrem să ajungem. Învățăm europenește, învățăm românește, învățăm chinezește, că lumea se schimbă repede. Și mai avem o problemă. A apărut o generație, nu știu dacă ați auzit, fulg de nea. Vorbesc psihologii despre această generație cu o putere foarte redusă de concentrare, adică după o oră de curs, gata, ei pierdut, au obosit. Cum ne adaptăm la o astfel de situație? Nu știu cum ne adaptăm. O astfel de generație, este foarte dificil, pentru că, vedeți, noastră, chiar mă uitam astăzi, așa, am văzut un copil, era mega cu mama după el, micuț așa, și se ținea, avea telefonul, ținea deschis și mai dădea un ochi așa să vadă unde e mama. Dar el în timpul ăsta se juca. Da? Deci el umbla după mami și se juca. Da. Deci acest telefon există în viața noastră a tuturor într-o proporție, deci ne-a umplut viața într-o proporție covârșitoare, drept pentru care trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim o soluție, pentru că este clar că un copil care petrece atâtea ore într-o în lume virtuală, da. E într-o lume virtuală și el nu mai are capacitatea să se concentreze așa cum aveam noi capacitatea. Poate că nu mai are nevoie de ea, nu știu cum va arăta viitorul. Nu știu, poate vedeți, că care pot să vadă lucrul acesta și care pot să-l gândească, poate că vor găsi niște soluții, pentru că este o provocare extraordinară pe care o avem. Cu toții, nu numai sistemul de învățământ.
Acum, nu mai mult de acum 40 de ani, pe stradă vedeai șotron. Asta era joaca copiilor. Ișau pe stradă pentru că nu prea treceau mașini, nu era pericol, nimeni nu venea ca să-i agreseze pedofil sau altcineva. Deci jucau șotron. Acum șotronul este ceva absolut primitiv, adică nici nu-l înțeleg copiii despre ce e vorba. Jocurile pe calculator sunt cu totul altceva. Trecerea asta s-a făcut mai repede decât trecerea pe care părinților au făcut-o. Și atunci este un handicap al părinților care nu intră în jocul acesta de dezvoltare pe care copilul are ca urmare a tehnologiei. Tehnologie care, din punct de vedere economic, este teoriile care circulă acum în lume, n-au contribuit la dezvoltarea societății, ci doar la petrecerea timpului liber. E de discutat dacă e așa sau nu. Sigur că au contribuit într-un fel. Dar învățământul trebuie să se adapteze la asta. Da. Modernizarea. Și societatea, adică trebuie să se găsească, mă rog, vă dați seama, bun, folosim telefonul mobil la clasă pentru că folosim internetul și aflăm foarte multe informații de acolo, dar exact cum ați spus dumneavoastră, se simte această lipsă de concentrare și din ce în ce mai mult, la marea majoritate, pentru că eu vreau să vorbesc despre medie și copiii de sub medie. Nu neapărat că nu îi iubesc pe copiii care sunt performanți, dar aceia sunt performanți oricum, asta am mai spus-o. Da. Noi, societatea, trebuie să ne uităm în direcția asta, pentru că de ei trebuie să avem mai multă grijă. Ceilalți ne vor trage după noi. Asta e. Domnule Orășanu, ce model ar trebui să luăm noi, nu știu, din Europa, spre exemplu, care să funcționeze și la noi, care și-a dovedit, să spunem, eficiența? Deci, dacă doamna director va vorbi despre copiii care sunt pe medie, cum s-a exprimat, eu să vorbesc despre copiii care sunt de la mediaș. Așa. Pentru că numai devreme de ieri am avut o discuție fascinantă cu o profesoară care a venit la conferința noastră din Mediaș și ne-a spus că cu mari eforturi locale a reușit să cumpere o tabletă smart care îi dă drumul în pauze, în acele 5-10 minute și este singura posesoare de astfel de tabletă smart din școala respectivă. Și ce a observat? Că vin și copii din alte clase care preferă să-și dea să-și renunțe la pauză, practic, nu? Asta fac. Și să vină să se joace anumite jocuri interesante, educaționale, pe acea tabletă smart. Văd lucrul ăsta, că generația asta este privită ca o generație de neatenți, de chiulangii, de oameni care n-au atenție și așa mai departe. Dar hai să vedem și ce resurse au. Ei se nasc din start interconectați. Discutam cu un domn mai în vârstă din politică și spunea: domne, dar eu nu înțeleg ce cu porcăria asta de hashtag. N-am înțeles ce cu chestia asta. De unde vine? De unde vine? Da. La ce ne folosești? Era ca un fel de cod de bară de asta. Vine satana cu microchipul. Bun. Și zic, dom'le, da, hashtag-ul ăsta, de exemplu, este o comandă numerică, că asta este, care adună toate conversațiile pe o anume temă. Și toate revoluțiile care s-au făcut, Revoluția Arabă, ce vreți dumneavoastră, inclusiv protestele de la noi, s-au făcut pe baza acestui hashtag. Adică această comandă numerică care îți permite prin intermediul calculatorului, al telefonului, să fii în conversație cu toți cei 100.000 pasionați de aceeași știre sau de același subiect ca și tine. Că asta este comanda aia la sfârșit. Și asta este o societate care poate evolua foarte rapid. E adevărat că viteza cu care se răspândesc știrile false crește corelativ. Adică vedeți că până se anumite știri false, până reușesc televiziunile sau anumiți vectori să potolească știrile false, ele deja s-au răspândit la 100.000, 200.000, 500.000. Pentru că online acest concept este țintit pe un public anume, Și atunci, o zonă. Ce concluzii putem să tragem noi despre viitor în lumea asta, care am încercat în foarte puține cuvinte să vă zugrăvesc? E necesar să creăm niște oameni care au gândire critică, adică nu mai merge cu ideea să trăiți am înțeles,
Da? Oameni care gândesc cu capul lor, sunt în stare să filtreze informația aia, să vadă, domne, mai zic și alții, pare rezonabilă, are elemente de veridicitate sau nu, da? Fac o paranteză scurtă, citesc anumite știri de agenții de presă mai nou și constat că ori e informație trunchiată, ori uneori pur și simplu falsă, da? Ceea ce e foarte grav pentru societatea noastră și pentru viitor, da? Mă întorc la idee. Și atunci ne trebuie un stil de educație, pentru că mulți mi-au spus, domne, nu e neapărat greșit conținutul, ci modul în care se predă. Deci dacă noi mai credem în această piramidă a învățării în care 5% doar din ce auzi vei reține, deci telespectatorii care se uită acum la mine o să rețină 5% din ceea ce am spus eu, ăsta e procentul, dar reții 85%. Sperăm totuși că mai mult. Asta e procentul, asta spun psihologii. Sper eu că mai mult, dacă am ceva talent, poate 6, 8. Dar când ești implicat într-un proiect și faci cu mâna ta ceva, că e un proiect în echipă, că lucrezi, că faci cu mâinile tale ceva, modelezi, modulezi, începi să pui cap la cap bucăți și așa mai deci departe. Motivare, practic, ești, nu? Ai o motivare, da. Și încerci să le pui cap la cap, atunci le ții 85%. Deci aici trebuie noi să gândim un pic viitorul și ce anume ne rezervă. Dar am putea obține această generație, nu știu, într-un viitor nu prea îndepărtat, care să aibă o problemă de poziționare socială, poate de subordonare, dacă vorbim despre ierarhiile sociale. Ne-am putea confrunta cu asta, cresc, nu? Cresc niște generații și eu le-am văzut la protestele de la Roșia Montană. Sunt genul ăla de fete care au pantofi galbeni, părul mov, bat petul în față la minister și nu înțeleg actuala generație de politicieni care au anumită vârstă, nu înțeleg cu ce se vor confrunta ei în 10-15 ani, pentru că vor fi măturați și vor dispărea. Pentru că unui astfel de om care are... Despre care nu știi cum gândește. Da, dar are tăria propriilor idei. Chiar dacă nu sunt niște idei strălucite, este genul de oameni care nu sunt cu coloana vertebrală de cauciuc și care vor face atâtea proteste până când generația asta înțelege că lor trebuie să li se vorbească de la egal la egal. Deci, în generația asta pe care noi o spunem, domne, ăștia nu sunt atenți, nu sunt așa, nu sunt așa, e bine, cresc totuși, nu știu de unde, că noi nu i-am învățat, dar ei că așa cresc, cu niște oameni cu o coloană vertebrală, care nu mai sunt impresionați că cu tare e ministru, nu mai sunt impresionați că cu tare e director de școală, cu tare e mare profesor, ei vor să li se vorbească de la egal la egal și să aibă un dialog... Să simtă că există o comunicare. Da. Ne întoarcem după pauza de publicitate, rămâneți alături de noi în Miezul Problemei. Național TV, Miezul Problemei, alături de dumneavoastră. Interesantă discuția despre educație, chiar dacă ne-am dus noi și poate în direcții mai filosofice, spuneam, domnule Orășanu. Doamna Gaspar, vin la dumneavoastră. N-aș vrea să încheiem ediția de astăzi fără să vorbim despre BAC. La ce ne așteptăm? E și frică să întreb. Păi, ce să vă spun despre bacalaureat? Deci, există un interes foarte mare pentru acest examen din partea tuturor. Și eu mă bucur foarte mult că acest examen a devenit din ce în ce mai corect și este un examen de-a dreptul relevant pentru cei care învață și pentru cei care reușesc să promoveze. Da, este un examen... Vom vedea, nu știu, sunt curioasă după multe... Vedem și calendarul multe multă consiliere, multă activitate din partea noastră, mai ales la liceele tehnice, pentru că de ce să nu recunoaștem aici este problema bacalaureatului, pentru că nouă ne vin copii cu medii sub 5 pe care trebuie să-i facem cu elevi care promovează bacalaureatul și aici ochii sunt îndreptați, însă, mă rog, până la urmă și noi la rândul nostru am găsit niște soluții și am încercat să îi determinăm și să fim alături de ei în această direcție. Sperăm să se vadă rezultatele. Și
ce să vă mai spun de bacalaureat? Este un examen serios și mă bucur pentru asta, pentru că am trecut director de școală și președinte de comisie de bacalaureat, atât la examen cât și la evaluare, prin examene care nu erau serioase. Da. Și nu erau serioase din cauza noastră, ci din cauza sistemul în care eram la momentul respectiv. E un nivel prea ridicat la bacalaureat, domnule Urășanu, prin comparație cu ce se întâmplă în restul Europei, dacă vorbim despre acest examen numit de maturitate? Nu, nivelul scade an de an. Mă refer la nivelul subiectelor. La nivelul, da, nivelul subiectelor scade de la an la an. Dar se spunea aici că sunt foarte corecte sau din gen ce mai corecte acest examen. Eu m-aș bucura să fie așa, dar sunt un pic sceptic și vă pun niște întrebări concrete. Care e ultima dată, de exemplu, când un elev a fost dat afară, nu pentru că a fost descoperit copiind de supraveghetor în timpul desfășurării examenului, ci pentru că cineva s-a uitat pe casete după? Să știți că a existat... Au fost cazuri, deci chiar câteva. Vă spun din câteva, pentru că să știți, asta este îmbucurător, lucrurile acestea nu se mai întâmplă cu frecvența cu care la un moment dat se întâmplau. În același timp pot să vă spun că există și alte tehnici prin care se poate copia și un telefon mobil nu mai este chiar la modă. Dumneavoastră aveți ceva în ureche. Sunt dispozitive da. Și lucrurile astea pot să fie, cum să spun, dar știți bine, eu am văzut un reportaj la un moment dat despre japonezi și despre nemții care dădeau un examen de bacalaureat sau, mă rog, cum se numește la dumnealor, și unde în sala de examen exista o dronă care îi urmărea astfel încât eu vă mai spun ceva. Când eu am dat bacalaureatul, de exemplu, cu bordul Oxford și Cambridge în Marea Britanie, acolo rezultatele se anunță după 2 luni și jumătate, pentru că există doar 150 de corectori în toată acea Mare Britanie. De ce fac ei lucrul ăsta? Ca să păstreze un standard absolut echivalent, astfel încât să nu fie Giurgiu diferit de București și Surrey-ul de, ce vreți dumneavoastră, Wales. Da? Păi, și acum... își luau din timp niște dascăli, își sacrificau între ghilimele, dar era o mare onoare pentru că cei care făceau și parte... Și numai cu asta se ocupau. Da, deci toată vara asta făceau și acei 150 care erau selectați erau într-adevăr crema cremelor. Deci din sistem, și oamenii țineau un standard absolut echivalent. Mergeau până la nivelul de sutime. Deci am văzut un barem desfășurat în care puteai să-ți calculezi singur punctajul, pentru că avea 20 de pagini de detalii, se ducea până la sutime, cum anume te verifică dacă ai un anume element sau nu ai un anume element. Și atunci când te nota, chestiunea asta era foarte... foarte ușor de a fi descoperită. Ori, în sistemul nostru, eu am văzut oameni care, de exemplu, de la 7 și nu știu cât, sunt reevaluați și ajung la 9 și nu știu cât. La contestație, la contestație. Am avut multe... Mă scuzați, asta arată falimentul sistemului, dacă se permite așa ceva. Pentru că asta înseamnă o lipsă de corectare corectă. Când ai o diferență mai mare de jumătate de punct... Păi da, dar deja... asta arată. Dar da. Să știți că, da? Poate, nu știu, poate că știți, lucrările se corectează în alte județe. De fiecare dată în alte județe. Da. Se încrucișează și la evaluarea națională și la bacalaureat. Se încrucișează. Uneori se știe și dinainte cum se încrucișează. Nu, eu aici vă contrazic. Bun. Să știți. Nu. A dispărut elementul ăsta. Nu există un corp central lizat în România unde să se facă această corectare corect centralizat de un număr redus de profesori care în condiții controlate, fără să mai dea nu știu câte telefoane și așa mai departe, stau într-un campus și aceste lucrări le verifică astfel încât să fim siguri că nu sunt nici subiecte corectate aiurea, nu există nici diferențe semnificative, pentru că eu nu pun frauda înainte sau nu pun corupția. De multe ori este o lipsă de training sau o lipsă de standarde care se implementează la fel
în Dolj ca și în Vaslui. Deci, să știți că există într-adevăr această problemă și noi am resimțit-o, faptul că presiunea este atât de mare și timpul în care se corectează aceste lucrări este destul de mic. Adică, într-adevăr, ar trebui mai mult timp pentru asta. Dar sunt greșeli, că sunt omenești, însă, mă rog, nu știu dacă cineva a răspuns până la urmă că la o lucrare în loc de nota 5 la corectură s-a ajuns la nota 7 sau invers. Însă dacă timpul ar fi mai lung și dacă această presiune n-ar exista, eu cred că n-am ajunge poate atât de repede așa cum ne-a povestit domnul Orășanu la sutimile acelea care le spuneți dumneavoastră, dar putem să, adică este un sistem, de ce vreau să mai continui, pentru că am văzut niște discuții că trebuie să schimbăm bacalaureatul, când în sfârșit după legea 1 pe 2011 ajunsesem și noi să înțelegem cum e cu bacalaureatul. Acum începem să discutăm să schimbăm, ceea ce nu mi se pare absolut deloc în ordine, pentru că fiecare elev care este pe o specializare sau pe o, calificare, mă rog, dă un alt tip de bacalaureat, alte tipuri de subiecte, nu dă la fel cel de la română cu cel de la mate, suntem, info sau de la tehnic. Suntem la final de emisiune, puține zeci de secunde. Domnule profesor, suntem și la final de sezon. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare prezență. Da, un sezon care, emisiune, pe părerea mea, a fost foarte bun. Exact. Toate lauda celor care l-au realizat. Mulțumim. Și să sperăm că o să fie bine și în continuare. Da. Adică, cred eu că anul acesta e un an plin de evenimente și discuțiile pot să fie interesante și oamenii pot să fie foarte interesați de ceea ce au văzut la această emisiune, în care întotdeauna am abordat problemele omului în principal și am avut și reacții foarte bune. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, doamna Florentina Caspar, succes în această mulțumesc vară. Mulțumesc și dacă mai am un pic de timp, am să-i rog pe părinți să se uite la meserie exact ca la o brățară de aur și să vină la învățământul profesional și tehnic, pentru că au, după ce finalizează, au posibilitatea să se angajeze și să aibă niște salarii așa cum își doresc. Mulțumesc mult, domnule Răzvan Orășanu, pentru participare. Atât pentru astăzi. Sunt Denis Ciulinaru, toate cele bune, rămâneți cu noi.